Un minor cu probleme psihice a fost găsit pe stradă de către polițiștii făgărășeni în urmă cu câteva zile. Acesta a fost depistat de oamenii legii pe strada Alea Combinatului. Minorul nu a putut fi identificat deoarece nu poate da detalii despre el. Să fie nepăsare sau neglijență? Nu se știe. Cert este că un minor a fost lăsat în voia sorții fiind cu probleme psihice. A fost găsit de către polițiștii făgărășeni pe străzile municipiului. Se întâmpla în urmă cu câteva zile când o patrulă din cadrul Biroului Investigații Criminale se afla în serviciul de patrulare pe strada Alea Combinatului și a depistat un minor care prezenta un handicap psihic. Minorul nu a putut fi identificat pentru că acesta nu poate da detalii despre persoana lui. Băiatul are între 10 și 12 ani. A fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta prezenta o fractură la brațul drept, nefiind necesară internarea. În urmă cu câteva zile, un minor cu handicap psihic a fost găsit de lucrătorii Biroului de Investigație Criminale Făgăraș. Acesta a fost internat la Complexul Domino din municipiul Codlea. Dacă cineva poate da relații despre dispariția unui copil, să sune la numărul de urgență 112 sau să meargă la cel mai apropiat post de poliție.